Astăzi vom învăța cum să câștigăm garantat la noul event din Stumble Guys. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte special de Stumble Guys la mine pe canal. Astăzi, fraților, ne vom juca la noul event limitat care s-a adăugat în joc, mai exact Laser Dash, și vă voi învăța, fraților, cum să câștigați garantat la acest event, deoarece mi-a făcut research-ul, gen am căutat acolo pe TikTok niște tactici de-astea de câștigare și să zicem, fraților, că am găsit ceva foarte interesant. Uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, și hai să vă zic mai exact ce tactică vom aplica în episodul de astăzi și urmează să vedem dacă merge sau nu. Ei bine, fraților, după cum v-am zis, am văzut foarte multe videoclipuri cu tips and tricks-uri pe acest event, însă, băieți și fete, am văzut după la final un videoclip în care mi s-a spus că toate tips and tricks-urile astea nu te ajută deloc și că singura metodă prin care îți mărești cu adevărat șansele de a câștiga la Laser Dash este să încerci cât mai mult să te poziționezi în mijlocul hărții, fraților. Adică să nu stai prea în față sau prea în spate, și în momentul în care, nu știu, te forțează jocul să te duci prea în față sau prea în spate, tu să continui să stai pe mijloc, gen, adică să revii acolo pe mijloc ca să stai în general pe mijloc, și că chestia asta te va ajuta foarte mult ca să câștigi, băi și fete. Asta urmează să vedem dacă este adevărat sau nu. Asta va fi tactica pe care urmează să o folosesc în videoclipul de astăzi, și dacă nu merge, fraților, după voi folosi o tactică normală. Hai să vedem, uite, hai să luăm Jack Rudolph, hai să luăm skin-ul ăsta că mi se pare super interesant, și hai să dăm, fraților, cu el. Hai să vedem care-i treaba. Laser Dash Event, Enter. Știți că v-am zis că se adaugă eventul, o să fie nebunie. Hai să vedem, let's go. Bun. Waiting for players. Hai să vedem, fraților, Laser Dash, cea mai mare nebunie. Nu cred că o să ne dea, gen, ia să vedem, dă-i acolo, let's go. Let's go, băieți și fete, let's go, let's go, let's go, bun. 0 din 15 eliminați, hai să vedem, Laser Dash, bun. Deci trebuie să stăm pe mijlocul hărții, aici, adică, asta este tactica, fraților, să stăm pe mijlocul hărții. Deci jocul pe care eu îl fac, da? Vedeți, sunt la mijlocul hărții. Acum e nașpa că sunt foarte mulți player. Eu încerc să stau pe mijloc. Uite, aia care stau în spate, vedeți că, na, hopa, ok. Încerc să stau tot pe mijloc. Încerc să, na, să meargă tactica bine. Tot pe mijloc, fraților. Orice ar fi, rămân pe mijloc și m-am calificat. Let's go! Am trecut de prima rundă, m-am calificat. Bun. Deci, băi, hai că mergi tactica asta. Deci încercăm, fraților, să stăm pe mijloc. Zic, în continuare, mijloc, mijloc, mijloc. Bun. Hai să vedem. Let's go. Runda 2. Runda 2 din Laser Dash. Vom încerca din nou să stăm pe mijloc. Asta va fi tactica. Pare foarte penibil, dar e cea mai ușoară tactică. Ok. Bun. Bun, stăm pe mijloc, fraților. Mijloc, mijloc, mijloc. A, și sunt, bro, nu pot să pun dalea. Aba, da, pot. Aha, ce am făcut ăsta, mă, ce am dat, i-am dat mare pumn. Sunt pe mijloc, băieți și fete, vedeți? Da, sunt pe mijloc, asta trebuie să... Mamă, ce mi-a făcut ăsta? Ce mi-a făcut ăsta? Ok, trebuie să stăm pe mijloc, fraților. Bun. Hai, păstrăm strategia, păstrăm strategia. Nice, let's go, let's go, băieți și fete, bun, deci ne-am calificat oficial în ultima rundă, băi, băi, deci cumva strategia asta merge sau mi se pare mie, man, let's go, let's go, dacă merge chiar suntem numărul 1, hai să vedem, hai da, bro, băgă-mă la laser, deci, e bugul meu, e bugul meu aia, bun, hai să vedem, Doamne ajută, băi, stai aici cu Rix Claudiu, frate meu, mamă, stai că m-am dus prea în față. Trebuie să stăm pe mijloc, boys. Asta este tactica. Să păstrăm mijlocul cât mai mult. Ok. 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 Nice. Bun. Mamă, ce tare, ok. Bun. Bun, nice. Nice, nice. Ok. Mamă, ce l-am ratat pe fraierul ăla. Ok. Nu! Fraților, mai sunt pe mijloc. Băi, și vede, mai sunt pe mijloc. Nu.
n-am mai putut să stau pe mijloc și am pierdut. Ah, bun, fraților. Băi, deci a fost un prim match foarte, foarte promițător. Hai să mai dăm încă unul, bro. Deci haideți, băi, că băi, am avut șanse mari, deci chiar am jucat-o destul de bine, dar la final n-am păstrat strategia bun, gen, nu m-am poziționat destul de bine. Gen, trebuie să fiu și pe mijlocul, gen, să fiu fix în mijloc, știi? Nu să fiu doar așa pe mijloc, știi zic? Nu știu dacă v-ați prins, dar stați că vă explic acum. Deci eu, fraților, ca să meargă strategia 100% să am timp de reacție, da? Nu trebuie să fiu doar pe mijloc, gen, așa vorbim, să fiu pe linia asta de mijloc. Trebuie să fiu în mijlocul mijlocului, gen, să fiu aici. Aici să fiu în mijlocul mijlocului. Și ce zic? Ia vedeți. În mijlocul mijlocului, ca să am timp de reacție, să mă duc la celelalte blocuri, practic, știi ce zic? E că n-am, băi, trebuie mult creier. Trebuie să meargă mintea. Ia să vedem. Mamă, ce mi-a dat ăla. Dacă îi dau și eu lui jos, mă. Oh my god, fraților, nu mai sunt pe mijloc. Mamă, băi, ok. Iar era să mor. Pentru că... No! Nu mi-a păstrat strategia. Trebuie să stau pe mijloc, asta e ideea. Nice, bun, mamă, băi, deci runda asta chiar nu mi-am păstrat strategia. Am mers foarte prost runda asta, dar e bine că am avut noroc și m-am calificat în următoarea. Dar nu, că nu e bine. Hai să mai vedem, fraților, let's go. Deci îmi place asta, băi, simt, deci trebuie să câștig un meci, neapărat nu două meci. O câștig gazul și mai dau unul și câștig și pe ăla, o să vedeți. Dacă reușesc eu să stau acolo pe mijloc, man, dacă aș reuși să stau numai acolo pe mijloc, man. Da, mă împing și ăștia, e complicat, vă dați seama că na, ține și de noroc, îți dai seama cum îți pică blocurile, cum nu știu ce, că dacă îți pică numai stânga-dreapta să te duci, ăsta e ghinionul tău, frate, dar na, e cea mai bună strategie. Hai să vedem, uite ce mi-a dat ăsta. Mamă, ce am, mamă, uite, iară, nu m-am dus pe mijloc, ok. Ok. Bă, dar eu îi ratez pe ăștia întotdeauna, frate, dar nimeni nu mă ratează pe mine. Nice! Mamă, ce am făcut-o la asta, ok. Nu, mamă, ce prost am aruncat asta, ok, uite, uite, frate, despre asta vorbesc. Despre asta vorbesc, să fii pe mijloc. Mamă, ce mi-a dat-o fraierul ăsta. Mamă, ce mi-a dat-o fraierul ăsta. Mamă, ce fraier, băi, vrea să mă moare, vrea să mor cu el. Hai că e bine, let's go. Bun, și mai avem după încă o dată. Încă o dată, men, și-am câștigat ăsta, men. A, mă, că suntem buni. Suntem buni, fraților. Suntem buni rău de tot. Ok, let's go. It's Gary, baby. Hai să vedem. Hai să vedem că suntem ce trebuie. Bun. A trebuit să câștigăm super easy. Sincer. Acum a trebuit să fie straight up floare la ureche. Bă, dar ce... Bă, Luci ăsta, mamă, Luci ce-ți fac. Nu, mamă, ce-i fac Luci ăsta, băi, mamă, de ce mă enervează Luci ăsta. Nu se vede ce-i fac, fraților, fiți atenți. Mamă, da, nu-i pic eu, dar, nu, fiți atenți ce-i fac eu Luci ăsta. Nu, mamă, băi, ce-i cu, sunt prost. Nu, sunt prost, bro, iar nu m-am ținut de tactică, man. Băi, m-a influențat Luci, nu. Fraților, ultimul match. Ultimul meci unde, băi, deci, nu știu cum, de ce nu, în ultima rundă parcă nu pot să mă țin de tactică, băi, și sunt cel mai prost pentru că la început parcă nu pot să te ții, pentru că sunt foarte mulți oameni, dar după ar trebui să pot, man. Nu știu ce am, ok. Hai să vedem, deci de două ori în finală, acum a treia ar trebui, fraților, să o luăm. Hai, mă, asta ar trebui să o luăm, bro, asta e a noastră, man. E făcută pentru noi, Ledvi, lasă-mă să iau, bro, lasă-mă să iau win-ul, te rog. Lasă-mă să iau win-ul. Haide, mă. Bă, să, mamă, nu, mamă, ce le fac ăștia, băi, ia, Dino! Da! Mamă, bă, ce fac, mă, iar nu fac tactica, băi, fraților, deci nu știu că eu sunt cu minte altundeva. Stai, ia. Ok, și complicat să faci tactica. Mamă, ok. Ăla a și venit perfect ăla, o, da. Nu e bun, nu e bine, ok. Bun, hai că am luat-o și pe asta. Bă, deci dacă iară ajung în ultima asta și iară nu fac tactica și iară pierd, bă, măcar dacă aș pierde pe tactică, gen, dar nici măcar pe ea nu pierd. Adică să-mi vai de capul meu. Punem asta aici și aici să vedem. Let's go, frate, trebuie să fim, trebuie, bro, să fim ambițioși, știi ce zic? Să fim în grafic. Alo, băi. Băi, ăștia, băi, Stumble Guys, așa. Hai să vedem.
Acum, băiți, e momentul nostru. Momentul nostru de strălucire. Am. Stai să vezi ce le dau ăștia pumni. Bă, trebuie să-mi bag chestia aia, cum îi zice, aia de alunecat. Știi ce zic, ca să pot să alunec jos. Ok. Mamă, băi, iară l-am ratat. Dar nu contează, să stau pe mijloc. Sunt pe mijloc. Ok, bun. Bun, mă, stai că m-am dus prea în față. Ok. Bun, trebuie să stau aici, fraților. N-am voie altundeva. Nice, let's go. Și mi-a dat și ăla slide să nu fi putut să fac ceva bun. Deci iar am intrat în finală, băi, și fete, iar am intrat în finală. Haide, mă, hai. Haide, mă. Let's go. Let's go. Let's go, baby. Haide, mi-a picat ăsta, let's go. Aici îi băteam pe toți. Bun, laser, deci hai să vedem. Deci trebuie pe mijloc, fraților. Hai să nu mai fim concentrați pe alții. Nu-mi place mie de, uite, de OGZM ăla. Că ăla mi-a făcut mie, mi-a comentat prima dată. Ok. Jos. Bun. Ok. Ok. Ok, fraților. Suntem pe mijloc. Dar sunt... Bă, parcă prea mulți sunt pe mijloc, bro. Parcă acum sunt... Nu mai zic nimica, băi și fete, băi, parcă erau prea mulți pe mijloc, fraților. Băi, deci dacă stați să mă întrebați pe mine, hai să deschidem și prostiile astea de la Stumble Pass până vă zic așa de final. Băi, tactica asta e foarte bună, dar trebuie să știi să o faci, bro. Eu am încercat, dar nu prea știu să o fac, dar eu zic că merge. Dacă te concentrezi acolo, chiar o să meargă. Bun, băi și fete, păi că am văzut acest episod. Eu am fost Marius Iancu, dacă mai vreți să facem episoade cu laser, deci în care și merge tactica, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu. V-am babetos și vă urez o zi minunată. Pa, pa!